Salut! Avem un episod nou din Toma. Nu desenează, Toma face ceva, face lucruri. O să văd, face chestii. Nu știu cum să-i spun. O să încep video acum și o să povestesc în timp ce încerc să mă uit la el ce se întâmplă. E vorba de un cadou pentru un prieten, Alex Mocanu, poate știți, de la Club 99, care are piesa asta electronică, piesa asta fiind ceva de la un televizor, de la un nu știu exact de la ce, a încercat Sorin să îmi spună, dar n-am ținut minte. Și e vorba de o piesă pe care prietena lui o are amintire de la cineva și a vrut să îi creeze un cadou din piesa asta. Și ideea mea a fost să împachetez oarecum cadou ăsta în rășină, să-l fac un medalion de agățat la gât și să-l pun în rășină transparentă. O să vedeți câteva imagini acum cu conceptul inițial, cu ce am discutat cu Alex la început. Am trecut și pe câteva variante de culori și până la urmă am hotărât că ar fi cel mai bine să fie din rășină transparentă și cu o bucățică de lemn de abanos negru la baza medalionului, ca să oricum să fie cu negru care e la piesa de sus. Ok. Aici construiesc o cutiuță din dintr-un plastic, un fel de un plastic, un fel de se cheamă Forex. E un fel de plastic care este foarte bun dacă vreau să fac un container în care să pun rășină, ca să ia forma containerului și apoi să desfac, nu se lipește de rășină aproape deloc. Și pot să desfac ușor containerul ăsta să rămân cu piesa, o să vedeți după ce torn rășină. Ce încerc să fac acum este să dau cu șmirghel muchile, astfel încât să aibă 45 de grade, când le lipesc să creeze un în secțiune un dreptunghi, că dacă nu faci treaba asta, trebuie să iei și le lipești capăt pe capăt așa, o să iasă, fie nu se lipesc bine, fie iese un fel de paralelogram, iese câș. Și acum încerc să le șmirgheluiesc. Procesul în teorie e simplu. Acum practic îmbrac cutiuța în scotch, astfel încât odată să o țină lipiciul ăla, nu o să fie foarte rezistent lipiciul de la bază. Am arătat mai devreme că e un lipiș special pentru plastic, pentru că super glue, de exemplu, topește Forex-ul ăsta, îl topește foarte tare. Și lipiciul ăsta, dacă folosești prea mult, începe să mănânce din plastic, dar pentru bucățile mici suficient. După care am îmbrăcat tot un scotch albastru. Scotchul albastru e un scotch de hârtie, dar e mai bun decât ăla galben. Și l-am îmbrăcat pe tot cât am putut de bine, ca să fie să și țină strâns cutiuța făcută și să și izoleze, astfel încât în momentul în care torn rășină, care rășina la început e lichidă, să nu curgă pe... Am avut de multe ori probleme. Eu fac deja de câțiva ani, mă tot joc cu rășină și am avut o mare problemă la început când nu izolam suficient de bine containerele în care turnam rășină și e fix ca apa, curge pe orice picătură, se infiltrează în orice crăpătură, în orice bucățică lăsată neizolată, se și imbibă uneori cartonul cu... sau containerul pe care îl faci, se poate imbiba și să treacă prin și atunci trebuie să pun scotch bine de tot pe toate părțile. În momentul ăsta montez o altă bucățică de carton, de plastic pe laterală, astfel încât să pot prinde containerul să stea în aer, perfect vertical, și în el să pot să pun piesa care va sta și ea în aer, în jurul căreia o să torn rășină, astfel încât să pare că plutește în rășina aia la final. Piesa asta cu două brațe pe care o folosesc, postamentul ăsta, e cumpărat de la noi, e cumpărat de la robofan.ro și se numește, cred că în engleză e third arm sau așa ceva se numește, pentru că te ajută să ții piesele când ai de lipit cu ciocanul de lipit, cu ledconul. Te ajută să-ți pui piesele în poziția în care trebuie și după aia tu doar vii cu cositorul și cu ciocanul de lipit și lipești. Și eu am folosit asta ca să țin piesa în aer aici, în mijlocul cutiei. Deocamdată am uitat că trebuie pus și o bucățică de lemn pe fundul piesei și bucățica de lemn trebuie pusă înainte să torn rășina, pentru că rășina e ca un lipici, se prinde foarte tare de lemnul ăla și n-am nevoie să lipesc separat piesa la sfârșit, ci o pot pune la început, torn rășina și devine o piesă compactă. Plus că mă ajută foarte mult să fie lipite când le finisez la final, o să vede, la final, în partea a doua. Ăsta e cântarul meu de bijutier, care e un cântar mic care are precizie foarte mare
și cu care pot să măsor. Acum arăt abanosul din care fac piesa de lemn, am dat seama că am uitat să fac piesa de lemn. Și cântarul folosesc ca să măsor rășina, că rășina trebuie amestecată din două A plus B și e un raport de 10 la 6 de greutate. Și trebuie să măsor foarte exact câtă rășină folosesc. Am găsit o bucățică de piesă. Asta a fost mașina de spălat. Am găsit o bucățică de piesă de lemn care e aproape dimensiunea corectă, e grosimea care îmi trebuie. Și acum trebuie să fac două lucruri. Unul, trebuie să o tai la dimensiunea potrivită pentru cutia aia, să fie aproape fest. Și asta fac, măsor acum exact pe cutie, să văd cât trebuie. Și montez în ghinuța mea, după care tai cele două laterale din abanosul ăsta. Abanosul e un lemn foarte, foarte compact și foarte dens și din cauza asta are greutate foarte mare. E unul dintre puținele tipuri de lemn care se scufundă în apă, așa poți să testezi dacă abanosul chiar e abanos sau e un lemn vopsit. Ce trebuie să fac acum este să finisez partea lemnului care va fi în rășină. Asta trebuie finisată înainte să torn rășina, pentru că evident după aia nu o să mai am acces la ea. Și trebuie să arate perfect și de-aia o finisez cât pot de bine să arate foarte, foarte bine, dar nu o fac, nu o lustruiesc perfect, pentru că vreau să fie finisată, să pară finisată, dar la nivel microscopic să mai aibă un pic de asperități, astfel încât rășina să se prindă mai bine de ea. Aș putea să o finisez să fie oglindă, dar nu e ăsta scopul. Ok. Acum mi-era teamă să nu plutească în rășină, că nu-mi dau seama rășina cât de densă e față de lemn. Și atunci am pus și un scotch dublu adeziv pe fundul abanosului. L-am pus în cutiuță și l-am lipit de fund. O să vedeți la final, e una dintre erorile pe care le-am făcut, în sensul că n-am șlefuit și partea de jos ca să fiu sigur că placa e perfect orizontală și în produsul final e un pic înclinată, există o linie care e ușor înclinată, mai înclinată decât aș vrea. Nu cred că observă multă lume, dar și asta e rășina, aici am măsurat rășina. Problema cea mai mare la rășină e că face bule mici de aer înăuntru și dacă nu scapi de bulele alea, când încep să le amestec, intră mult aer. Eu n-am cum să fac vid, am o de-asta de vidat pentru alimente, dar nu e suficient. Ar trebui în mod normal să bagi într-un container special pentru vid, care să tragă toate bulele afară din substanță. Și aici am o brichetă, e o brichetă din asta specială pentru aragaz, la care poți să îndoi asta. Și pe măsură ce se ridică bulele încet în cealaltă suprafață, dacă aprinzi un pic flacăra pe suprafață, dispar bulele instantaneu, că se sparg de la căldură. Ce am făcut aici, am încercat să amestec și să tot sparg bulele alea. Acum mai tot bat în baza asta, brațelor care țin, ca să încerc să vibrez un pic piesa, ca să iasă bulele la suprafață, dar deja rășina e densă, ca așa e ea densă. Durează până se întărește, adică are vreo, cred că o oră timp de lucru lejer până să înceapă să devină mai gumoasă și să nu mai poți să lucrezi cu ea. Și mi-am dat seama că are o grămadă de bule, am vărsat-o, am încercat să pun încă o dată un rând de rășină din ce mai aveam și să încerc să sparg bulele alea. Nu mi-a ieșit, am încercat să amestec din nou altă rășină în care să am atenție să amestec mai lent, am amestecat mult mai lent aici ca să intre mai puțin aer. Am încercat tot așa cu bricheta să tot sparg bulele pe măsură ce amestecam și să torn, după ce am terminat, să torn din rășina asta. Între timp, piesa a rămas în aer cu rășina cealaltă, pe aia, dar n-are importanță. Iarăși, cu o scobitoare, cu bricheta, am tot încercat să sparg bule, tot erau bule. Nu mi-a plăcut, am vărsat iarăși, a treia oră, iar am încercat să sparg bulele și să le fac cât mai. Nici acum nu mi-am plăcut și cred că la final, cred că asta e a treia oară când am, a patra oară când am pus. Și am fost în sfârșit mulțumit că nu prea mai sunt bule. Tot au fost câteva bule. Și la final o să se vadă câteva puncticele acolo. Mi-ar fi plăcut să nu fie deloc, dar asta nu pot să o fac decât dacă am o... Am mai turnat o dată. Decât dacă am o cameră de asta de vidat, ca un fel de găleată din asta foarte solidă, cu un capac care se... cu cleme și cu o pompă de vid. De pe o pompă de vid. O să încerc data viitoare să o bag în containerul ăsta de vidat mâncarea, dar nu e deloc puternic ăla. Ăla trage cât să poți să-ți pui un sandwich la frigider câteva zile. Și acum m-am chinuit că nu prea mai aveam rășină, am turnat ultimele picături și s-a dovedit mai încolo, să vedeți că n-am avut suficientă rășină și o să trebuiască să mai fac rășină nouă, să o pun peste. A trecut un alt video, acum e a doua zi, cred, de când lucram, când a stat deja 24 de ore,
Teoretic, după 24 de ore poți să începi să lucrezi cu ea, dar nu e întărită 100%. Trebuie cam 72 de ore ca să se întărească, să se facă sticlă puternică. După 72 de ore devine un plastic casant pe care poți să-l șmirghelești sau să faci ce vrei să faci cu el mult mai ușor. În momentul ăsta o să vă arăt aici un pic după ce desfac cartonul. Știu că am zis că se desface ușor, dar aici mi-a fost teamă să-l desfac, să trag de el mai tare ca să nu-l stric piesa, pentru că nu era 100% uscată și trebuia să o termin în 2 zile, trebuia să fie gata și de-aia m-am grăbit un pic cu treaba. În mod normal, dacă aș fi avut timp, o lăsam 3-4 zile să se întărească, după aia veneam, o prelucram. Dar acum o să vedeți că se desface ușor în rest. Odată ce am desfăcut baza, iese ușor și nu se lipește. Așa arată piesa când iese inițial din matriță. E ușor transparentă, dar nu e 100% transparentă, adică în interiorul e transparentă, marginile au fost în contact cu matrița și atunci nu sunt 100% transparente. Asta e piesa. Deja aveam dubii, mi s-a părut că n-am suficientă rășină sus, că e un pic prea jos nivelul. Și o să vedeți că au fost justificate. Și acum trebuie să înceapă partea de prelucrare, în care aduc unul la mână piesa la dimensiunile finale, că trebuie mult mai mică decât e aici, aici e destul de masivă, și doi, în care finisez practic toate fețele și le aduc la un luciu și la o transparență maximă cât se poate de mult, prin mulți pași repetați și multă răbdare. A durat multe ore de șmirgheluit și trebuie să șmirghelești cu atenție și să treci prin, să ai grijă să treci prin etapele de șmirgheluire în ordine, să nu sari prea multe etape, că după aia o să vă povestesc mai târziu ce se întâmplă dacă sari. În punctul ăsta încerc să-mi mă complic, încerc să-mi lipesc șmirghelul de suprafața mea de lucru, de siliconul ăsta pe care lucrez, ca să stea drept și să nu plece odată cu piesa. Doar că asta e piesa, așa arată ea, ieșită din neșmirgheluită. O arăt tocmai ca să fac o comparație și să vă arăt că e încă moale. Deci asta e, am băgat unghia în el, în rășină. În el, în rășină am băgat unghia. Dar și revine, e deja suficient de gumoasă cât să nu rămână apăsată. Dacă bag unghia și revine în 50 secunde și mi-am dat seama că e prea moale ca să o șmirgheluiesc și atunci aștept o vreme. Până să încep să mai trece niște timp, mă mai pierd pe internet și încep prin a tăia bucata de sus unde s-a făcut o vale și sunt niște vârfuri și niște muchii mai ascuțite, alea poți să le tai cu cutter-ul deocamdată, cât încă nu e întărită perfect. Și le-am tăiat să le aduc cât mai orizontal. Suntem în procesul de șlefuire, care durează foarte mult. Am tăiat bucăți din el. Din nou, durează ore întregi fiecare bucată, pentru că am încercat să șlefuiesc și constant, să păstrez presiunea, pentru că oricât ai vrea, dacă îl ții cu mâna piesa și apeși, o să apeși mai tare într-un colț și mai puțin în celălalt colț. Și o să vedeți mai târziu că piesa mea nu iese perpendiculară. La final o repart, dar nu iese perpendiculară în timp ce o șlefuiesc, tocmai pentru că apăs inegal cu mâna
Și plus că trebuie să o verific constant, să nu cumva să trec de dimensiunea pe care o vreau, adică să mă, când mă apropii, să încep să mă opresc când mă apropii de dimensiunea finală pe care o vreau, plus că piesa nu e simetrică. Oricât am încercat eu să potrivesc la început cutia și piesa, ele nu sunt simetrice. Asta vă arăt aici că devine foarte neclară piesa în momentul în care își mirghilesc, că devine suprafața aspră și atunci nu mai trece lumina ușor prin ea, e difuzată. Dar o arăt tocmai ca să vedeți comparația cu finalul, în momentul în care o finisez. N-am finisat decât două laterale, față și spate. Și din nou, trebuie să am foarte mare grijă, încerc să tot rotesc piesa în mână în timp ce o șmirgheluiesc. Și deja mi-am dat seama că să stau să lipesc fiecare bucățică de șmirghel de silicon ăsta durează prea mult. Mai ales că șmirghelul își pierde și el asperitățile, adică clar șmirghelul e mai puternic decât bucata mea de plastic și atunci se uzează mai mult plasticul, dar se uzează și șmirghelul cu timpul și aici mi-am dat seama că deja nu mai fac față, e prea moale șmirghelul, e prea fin pentru ce am nevoie și atunci am luat niște pile de metal și am trecut la suprafață foarte aspră ca să iau mult plastic odată pe măsură ce șmirgheluiesc. Și o să las acum să meargă o grămadă de șmirgheluit. Ne mai oprim mai încolo și vă mai povestesc ce se întâmplă. Unde vedeți culoarea aia maro închis, sau mă rog, maro, cum se vede în poza aici, acolo e bucata unde am și dat cu șmirghel pe lemn sau cu pila pe lemn. Ce e alb e plastic cu șmirgheluit și unde, uite, acum se vede maro, ăla e lemnul abanosul. Am o pasiune pentru abanos, e și foarte plăcut de lucrat cu el, pentru că e un lemn foarte solid și atunci ai timp să șmirghelești încet încet și să aduci piesa încet încet la dimensiunea și la forma pe care o vrei, față de un lemn mult mai moale la care dacă dai prea mult cu șmirghelul și nu ești atent, imediat poți să depășești și să strici ce ai făcut acolo. Bun, aici îmi dau seama că piesa nu e deloc paralipipedică, nu sunt paralele și nu sunt unghiurile de 90 de grade la ea ca să am o piesă paralipipedică cum ar trebui și o și arăt, pus să pun teu aici, unde asta de 90 de grade, ca să vedeți cât de curbă e, pentru că pur și simplu atunci când șmirghilesc cu mâna, îmi pleacă mâna mai într-o parte un pic și mai se apasă mai tare într-o parte și în cealaltă. Niciuna dintre suprafețe, nu numai că nu sunt la 90 de grade, nu sunt nici ele plane, sunt curbe. Dacă pun piesa pe masă, să stă ca o barcă așa. Și atunci mi-am construit din MDF, un tip de lemn, o fibră lemnoasă artificială. Artificial în sensul că nu e tăiat dintr-un copac, dar e cu lemn la bază. Mi-am construit o bucățică de o piesă ajutătoare care să aibă fix 90 de grade între laturi, că am folosit MDF, că e foarte bine finisată suprafața, e foarte dreaptă, plană. Și atunci mi-am construit bucățica asta de lemn la 90 de grade. Din nou, aracetul pentru lemn este incredibil, de fiecare dată uimit cât de puternic poate fi aracetul. Și odată ce am terminat de construit piesa asta și am mai scris ceva la calculator, am curățat cu Dalta un pic unde rămăsese niște aracet în plus și am trecut la, din nou, mi-am pregătit inițial, iarăși am pierdut foarte mult timp cu scotch cu dublu adeziv, lipit și pregătit și pus acolo și am crezut eu că o să fac o oră, o să lucrez cu ăla. Și mai târziu o să vedeți că am trecut deja la tai bucăți și le pun și le țin cu mâna, că nu mai are, pierd prea mult timp. Deja șmirghelul ăsta e un pic mai fin decât celălalt și sunt acum nu mai încerc să aduc la dimensiuni. Dimensiunile sunt destul de corecte,
Ce încerc să fac este să obțin suprafețele perfect perpendiculare. Și cum fac asta? E folosind asta la 90 de grade, împing piesa către în latura asta verticală, o țin împinsă acolo și o frec de șmirghelul de jos. Și în felul ăsta știu că obțin 90 de grade între suprafețe. Nu obțin 90 de grade între suprafețe, că depinde și suprafața de care împingi, ce unghi are inițial. Dar încet, încet o aduc către 90 de grade și către un 89,9, cât e suficient pentru un astfel de medalion de pus la gât. Aici am încercat eu să separ, să pun, să-l relipesc și am mai tot frecat o vreme. Iarăși, o tot pun pe masă, dacă vedeți, o tot pun piesa pe masă și o tot apăs ca să văd dacă dacă se mai balansează. Și de altfel mă opresc constant și mă tot uit la ea, că cel mai important este să-ți tot verifici piesa, de-aia o tot nu șmirghiulez non-stop. Mă tot opresc și mă tot uit la ea în toate părțile, să văd unghiurile cum sunt, că până la urmă ce mai mult contează cum o vezi. Este unul dintre canalele mele preferate de pe YouTube cu oameni care fac lucruri, Diresta. Diresta e un tip, un american, Jimmy Diresta, care are un sticker, nu știu dacă are și tricouri, dar are un tip de sticker, un șablon din asta pe care scrie "If it looks straight, it is straight." Și asta e, îmi place ideea asta, că atunci când faci chestii, când manufacturezi lucruri, dacă vrei precizie absolută, trebuie să te duci să le facă cineva la o mașină, să le, un CNC, să le taie automat cu calculatorul sau să le printezi 3D sau să le faci. Dacă le faci de mână, va trebui să te accepti lucru, că nu o să fie niciodată 100% perfect. O să fie cât se poate de aproape de perfect. Și o să vă spun, cred că are vreo 4 greșeli piesa asta la final. Nu pare, dar are lucruri care încă de care aș vrea să am mai multă grijă data viitoare când aș face următoarea piesă. Aici iarăși încerc să mă complic. Mi-am luat un card pe care am pus un șmirghel și cu care încerc să finisez partea de sus din jurul agățătorii, practic, de metal a piesei. Piesa așa s-a întâmplat să aibă ea o gaură acolo sus. N-am făcut eu gaura aia și de-aia mi-a și venit ușor ideea de a face un medalion din ea, că părea foarte potrivită pentru treaba asta. Și acum încerc să fac cu mâna să finisez părțile alea de acolo și mi se vede capul și căștile astea. Problema în a face treaba asta cu mâna și nu cu o suprafață plană, cum făceam jos, am cardul ăsta pe care îl țin eu mână și piesa, este că mâna în mod normal se rotește natural pe un arc de cerc, nu se mișcă drept, e foarte greu să miști mâna drept. Vezi și când hașurezi sau tragi o linie, pentru că ai articulații peste tot și mâna e articulată, ți ies linii curbe. Și aici deja mi-am dat seama în punctul ăsta că toate muchile mele de sus sunt curbate înspre exterior, că plec cu mâna și fac și scurbate. Și atunci a trebuit să tot șmirgheluiesc încercând să aduc la un plan vertical perfect. Până am șmirgheluit și așa n-aveam multă rășină sus. Și am rămas cu foarte puțină rășină și nu-mi plăcea că deja începeam să văd un pic din piesa de dedesubt. Aici deja fac o greșeală. Am început să dau că nu se ducea suficient de repede suprafața de sus, nu era șmirghelit suficient de rapid. Deja intram în criză de timp și am luat pila de metal și am început să fac cu ea. M-am și bazat, am zis în capul meu, fiind o suprafață mare perfect dreaptă și nu e ca cardul ăla de mai devreme care se curbează, o să folosesc asta. Greșeala pe care am făcut-o a fost să nu maschez piesa agățătoarea, să nu o maschez cu scotch și am zgâriat-o. Ea e din cupru bănuiesc sau ceva de stilul ăsta și e doar nichelată pe deasupra și atunci când am dat cu pila am luat nichelul ăsta deasupra și se vede cupru de dedesubt. O să încerc să repar mai târziu problema asta și nu o să reușesc. Întoarcem la șlefuit o grămadă iarăși pe toate părțile și încep să-mi dau seama, cred aici, că nu e ce trebuie piesa, ca partea de sus nu are suficientă rășină, din păcate se vede. Am tot încercat să ignor, că am zis că poate mai îndrept un pic și nu se vede. Mai dau cu șmirghelul aici, cu pila, și îmi dau seama că deja am luat prea mult ca să o îndrept și că nu e ok. Și aici mă resemnez și îmi dau seama că mai trebuie să mai pun rășină. Ceea ce aș fi vrut din tot sufletul să evit, că mi-a adăugat încă 12-18 ore de stat până să pot să ating rășina aia. Cred că chiar o zi întreagă am stat până să încep să o... Da, deci se văd câteva probleme aici. Nu se văd foarte bine, că nu focalizează extrem de bine camera asta. Mă lupt cu el de fiecare dată să focalizeze, e un webcam legat la calculator.
Dar se vede că e prea mult mâncat din asta, încercam să arăt aici. Și la spate, dacă vă uitați, deja încep să vede niște puncte negre în lateral, care sunt începutul piesei de dedesubt. Și mi-am dat seama că nu e ok. Și atunci ce fac este să curăț piesa un pic, după care am pus un fel de brâu de scotch. Uneori uit că filmez și că trebuie să fiu atent și la cameră să văd unde trebuie să țin piesa. Și am făcut căldarea asta în care să torn rășină mai multă sus și după aia să tai din nou. Iarăși, mi-am mâncat mult timp. Dacă aveam inspirația de la început să pun câtă rășină trebuie și să știu să și șmirghieluiesc corect piesa, n-aș fi ajuns în punctul ăsta. Dar, din nou, în teorie e foarte simplu de făcut piesa asta. În practică îți dai seama de toate problemele pe care ar fi trebuit să le eviți. Și asta e ce am făcut aici, e doar un container în care să torn niște rășini un pic sus să completez. O să curgă și pe lângă, dar nu mă deranjează mult că e ușor de șmergheluit puțin cât curge acolo. Din nou, minunatul meu cântar. Și containerul pentru rășină, amestec rășină, din nou, amestec foarte puțin acum ca să am, cu cât e suprafața mai mică, cu atât sunt bulele mai la suprafață și pot să le sparg cu bricheta. Amestec chiar și foarte lent, ăsta e dat la viteză de 10 ori mai mare. Amestec lent și cu grijă, vine cu bricheta, iarăși tot aprind cât un pic flacăra și sparg bulele alea. Asta a fost aer comprimat ce ați văzut, duza aia subțire, ca să curăț tot praful de acolo. După care am turnat rășină în și pe birou și peste tot, dar în principal în căldarea din scoci. Asta e o zi mai târziu, ultima zi era ultima după amiază în care mai puteam să lucrez la piesa asta, pentru că a doua zi era și ziua fetei și plecam și eu din București și nu mai aveam cum să termin piesa. Așa arată înainte să o dezlipesc, asta e dacă și focalizează camera din nou. Ea încearcă, săraca. Și aici o să scot scociul ca să vedeți cum arată. Și asta e piesa cu extra rășină turnată deasupra. Pentru că rășina din nou nu e încântărită 100%, pot să tai foarte ușor cu cutterul piesele astea în plus, să nu pierd vremea cu șmirghieluitul. Dacă așteptam 3 zile până se întărea complet, trebuia să le șmirghieluiesc, n-am cum să mai tai cu cutterul, că riscam să sparg piesa. Dar aici e încă ușor gumoasă și atunci cu un cutter ascuțit poți să tai foarte ușor. Am venit din nou cu pila să reglez, deja nu mai conta dacă zgâream, că era deja zgâriat metalul, dar am folosit pila doar pentru laterale aici și după aia am trecut la șmirgheluitul părții de sus, aici. Mult mai cu grijă și încercând să țin paralel, dar din nou, fără să ai... Ideal ar fi să am două piese care sunt paralele și sunt foarte solide și stau pe masă, gen o menghină și o bucată de un clește și să le, doar să le șmirghele, să le frec una de alta. Doar că nu aveam timp să construiesc așa ceva. Și aici am început din nou să-mi finisez piesa, pentru că cursese un pic de rășină pe laterale. Și aici doar finisam să dispară rășina laterală și să și ajustez muchile de sus.
mai era din când în când la cameră cum arată piesa. Mulți Șmerghel din nou aici. Jumătate de audiobook de Șmerghel. Din nou, ce am învățat de-a lungul timpului este să nu fac economie la consumabile. La cutter, la șmerghel, la pile, la orice. Pentru că dacă încerci să faci economie, te chinui mult mai mult. E o foaie din asta de șmerghel. Din nou, e aproape gata finisajul grosolan al piesei, nu încă șlefuirea ei finală, luciu, dar ca dimensiune. Dar ziceam că dacă faci economie, te chinui mai mult, pentru că odată ce se uzează șmerghelul, durează de 10 ori mai mult să obții același rezultat, să ia la fel de mult material prin șmergheluire, ca și cum ai folosi un șmerghel nou. Și folia asta de șmerghel, cred că e sub un leu, dacă cumperi la grămadă așa, e foarte ieftină și nu rentează să faci economie la așa ceva, că doar te chinui. Și e greu să treci peste asta, să nu folosești prea mult scotch, să nu folosești prea multă rășină, să nu folosești prea mult șmerghel, care sunt chestii ieftine, teoretic, în afară de rășină. Aici, din nou, încerc să găsesc o modalitate în care să șmerghelesc partea aia de sus. Și, până la urmă, am hotărât să folosesc muchia piesei pe care am construit-o. Și să o iau încet încet și durează foarte, foarte mult, adică șmerghelești 3 minute și te uiți și s-a dus un micron de... Doar că dacă mă grăbesc din nou, am învățat că se greșește foarte ușor. Aici am încercat să o țin verticală cu ăla de la 90 și nu... Iar e mult prea complicat să țin asta, am zis ok, încerc să o fac cu mâna liberă și sper să iasă. Și a ieșit aproape ok, dar tot nu 100%. Bun, asta e piesa înainte să încep șlefuirea pentru luciu, finisarea ei finală. Așa arată piesa acum. Și o arăt tocmai ca să vedeți, să puteți faceți comparații între cum arată acum și cum arată să arate peste o oră, două, când o termin de finisat. Atâta e finisajul. Ultima șmirgheluire asta pentru luciu. Aici vă arăt întâi cum o să arate piesa la final. Dacă o uzi imediat, vezi că aveți o idee foarte... exact, foarte corectă despre cum o să arate la final, cât de lucioasă o să fie. O să fie mai lucioasă data din fericire. Etapa asta finală se face cu niște foi de șmerghel speciale, adică speciale, mult mai fine decât ce găsești în normal în comerț. Nu le-am găsit în România, am cumpărat de pe eBay din Anglia, cred. Și trebuie să treci prin ele în ordine, începe de pe la 1500, cred, cea mai fină, adică cea mai puțin fină. Și crește până la 12.000 sau 24.000, cred că 24.000, cea mai fină pe care o am, care nici nu se mai simte ca șmirghel, se simte ca o bucată de piele. Este extrem de fină. Chiar și asta de 1500 e foarte fină, adică, iar asta e deja... E lucioasă fix ca o tapiserie de piele. Și foarte mult aici am tăiat o grămadă din șmirgheluit, din toate bucățile de șmirgheluit. Fiecare din asta stai jumătate de oră cel puțin să șmirghelești fiecare laterală și dau, am grijă să nu dau înainte și înapoi, ci să dau în același sens tot mereu și să tot rotesc piesa de fiecare dată când mut, mai rotesc un pic, mai dau în față, mai rotesc un pic, dau în față. Contează ca să păstrezi planeitatea fețelor. Dacă dai înainte și înapoi, atunci o faci barcă. Dar dacă dai doar într-o direcție, ai mai mult control. Și din nou încet, încet, fiecare etapă cu multă apă între. Ajută foarte mult apa. Și
Și nici nu sunt sigur cum, în ce fel ajută apa, dar ajută, ies piesele mult mai fine. Asta este înainte de ultimul pas, așa arată piesa, e un pic neclară, dar e destul de lucioasă. Asta e înainte de ultimul pas, deci merg eu înainte să folosesc 24.000 și merg eu, nu, ăsta e 12.000, ultimul e 24. Deci nu am 24, am 12. Și aici, după ce finisez ultimul cu apă suficient și cu multă răbdare, o să arăt din nou cum arată piesa după ultimul pas. Deci mirgheluire. Am șters-o un pic și așa arată piesa acum, doar cu șmirghel. Deci n-am făcut nimic altceva, doar am frecat-o de șmirghel din ce în ce mai fin, cu multă răbdare. Ăla ia banosul jos și plasticul sus. Se vede un pic câș, se vede că abanosul are o ușoară înclinație în interior. Suprafața asta de sus, arătam aici că e încă neșlefuită suficient și mă duc înapoi și o șlefuiesc din nou, o iau de la început cu fiecare șmirghel, îl pun pe lateral acolo și îl iau la șmirghele cu mâna. Aici pot să șmirghelesc cu mâna mai ușor pentru că șmirghelul ăsta deja nu mai modifică suprafața, nu-ți mai schimbă muchile sau colțurile sau planeitatea fețelor. Pur și simplu doar finisează suprafața, pentru că ia atât de puțin din fiecare strat și trebuie să treci în ordine prin fiecare etapă, pentru că fiecare șmirghel practic șterge, lasă zgârieturi fine de granulația lui, dar șterge zgârieturile din înainte. Și ca să închei procesul și să-i dau un luciu final, folosesc o ceară microcristalină. E cumpărată de la o firmă din Timișoara, dacă o să dați pauză acolo să vedeți, nu mai țin exact de unde am luat și abanosul de altfel. Și are, mai ales pentru lemn, ca să-i dai luciul lemnului și să-l și protejezi, că e ceară și atunci intră în fibrele lemnoase și îl protejează, dar și pentru plastic ajută, îl face extrem de lucios. Și aici o să vedeți un close-up, că dau un focalizez manual mai sus, să vedeți cum arată piesa la final. Ce nu-mi place? Sunt câteva bule de aer înăuntru, colțurile de sus sunt ușor curbate, rotunjite, mai mult decât aș fi vrut, aș fi vrut să fie mult mai exactă și mai ascuțită piesa. Partea de sus metalică am zgâriat-o și se vede cupru în spate și o să încerc imediat să o repar, că mi-am dat seama că e o problemă acolo. Și bucata de abanos e ușor câș. Deci astea sunt, bine, la cât de mic e medalionul și la gât la gât și îl porți în mișcare, nu o să-l sezizeze nimeni niciuna din problemele astea. Dar nu, astea sunt problemele pe care le-am văzut pe parcurs și de care și la final, evident. Și aici arăt cupru ăla care se vede acolo. Se vede dungile de cupru roșiatic. Și o să încerc să folosesc o substanță de care am aflat tot așa, am cumpărat-o în afară, la noi n-am găsit-o. Se numește Rub and Buff. E ca o pastă și am una argintie și am una aurie. E o pastă pentru șlefuit, care are în ea particule, cred, de aluminiu sau ceva de un metal. Și am sperat că o să fie, am pus mult acolo, că a ieșit mult când am desfăcut-o. Am sperat că o să fie mai rezistentă la frecat, dar după ce am pus-o pe piesă și am șlefuit-o un pic cu cârpa, a început să se ducă, piesa n-a prins, a trebuit protejată teoretic cu un lac după aia. După ce dau cu argintiu ăsta pe aici și maschez, odată ce am dat cu argintiu s-a acoperit cuprul ăla, dar după ce am șters cu cârpa la loc, s-a dus, nu s-a păstrat. Deci practic trebuie să dai, să aștepți un pic să se mai întărească nițel și pe aia să dai cu un lac transparent ca să protejezi, să nu se mai ia. Dar nu mai aveam timp să mai dau și cu lac, dar, din păcate, transparent, plus că nu eram sigur cum o să reacționeze și plasticul la lacul ăla, trebuie să ai grijă să nu interacționeze, să nu ți-l strice și am zis mai bine o las așa decât să stric mai mult. Asta e piesa finală, așa arată la final. Vă mulțumesc frumos! Ne vedem data viitoare, cu un desen, sper. Pa, pa!